În ultima etapă a Ligii Naționale de Basket, BCCSU Sibiu primește vizita lui CSM Petrolul Ploiești într-o partidă care este foarte importantă pentru echipa gazdă și lipsită în același timp de miză pentru gruparea oaspete. Meciul care deschide ultima etapă a Ligii Naționale de Basket poate să aducă Sibiului siguranța locului 7 înainte de începerea play-off-ului. În același timp nu poate să îi ofere deja echipa adversă în prima rundă a postsezonului, care se va juca după sistemul cel mai bun din 3 partide, în timp ce din semifinale și în finala campionatului se joacă pe sistemul cel mai bun din 5. Rămâne de văzut însă cine va termina pe poziția a doua pentru a da piept cu Sibiul. Dacă Sibiul se impune astăzi, sibienii termină, așa cum spuneam, pe poziția a șaptea. O înfrângere însă îi poate arunca pe locul al optulea și le poate oferi o întâlnire în prima rundă a play-off-ului cu UBT Cluj. Asta în funcție de ceea ce face Dinamo București în ultima etapă a campionatului contra lui SCM-ul Craiova. Dinamo, în cazul în care termină la egalitate cu Sibiu, lucru care s-ar putea întâmpla doar dacă Sibiul pierde astăzi cu Petrolul, iar Dinamo bate pe Craiova, are avantajul întâlnirilor directe și încheie pe poziția a șaptea. Restul partidelor din această etapă cu numărul 30, care vă spuneam închide sezonul regulat, se joacă vineri. Începem însă cu acest meci dintre Sibiu și Ploiești. Eu sunt Cosmin Petrescu, vă spun bun găsit tuturor și vă invit să rămâneți alături de noi pentru această confruntare jucată în sala Transilvania, unde cam jumătate din capacitatea arenei este până în momentul de față umplută, așa cum suntem obișnuiți, mai ales pentru meciurile care se joacă în timpul săptămânii și la ore nu tocmai ușoare pentru fanii celor de la CSU Sibiu. E posibil ca pe parcursul disputei să crească numărul de spectatori. Alexandru Olaru în imagine, unul dintre cei 3 arbitri, alături de Laszlo București și Cristian Trofim. Ei formează brigada care va oficia această întâlnire pe care Petrolul Ploiești o abordează cu un lot foarte scurt. Doar 9 jucători la dispoziție pentru echipa antrenată de Mihai Popa. Primul angajament este câștigat de către Sibieni, Luca Stohătan și Iusta Stamulis, cei 2 fundași. Mirel Dragoste alături de Tanner McGrew sunt cele 2 extreme. Sub panou joacă James Paget. Îl vedem acum pe Tohătan, care caută să se distanțeze de adversarul direct și scrie de la semidistanță după un procedeu superb din fața lui Matia Milin, cel care reușește să răspundă însă imediat în cealaltă parte pentru Petrolul Ploiești. Matia Milin, una dintre extremele ploieștenilor, alături de Cristi Chițu. Fundași sunt Matgevski și Dian Hammond. Omul din centru este Earl Watson. Minge pierdut aici de către Mirel Dragoste, care dezechilibrat a încercat să scoată faultul, nu l-a obținut. E posesie pentru Petrolul cu Magdevski, care trimite pentru Watson, de departe primește Hammond. Hammond acum prin blocajul lui Watson, aruncă de la semidistanță la recuperare. Este Tanner McGrew, un jucător care în actuala ediție de campionat ajută foarte mult, mai ales la acest capitol. 7,9 pe întâlnire. Este cel mai bun recuperator al sibienilor. Magdevski pe contraatac, se duce până la capăt și reușește să înscrie cele 2 puncte pentru Ploiești. Andrei Magdevski, 10,8 puncte pe întâlnire. McGrew. Tamulis pentru Paget. Paget aici, întâmpinat de Watson, este blocat pe semicârlicul de stânga. Mingea acum la Milin, din nou Watson, la limita abaterii de pași pe care o solicită sibienii. Arbitrii însă nu fluieră nimic și coșul este valabil pentru Earl Watson. 9,3 puncte cu 6,3 recuperări în medie pe meci are Earl Watson în actuala ediție de campionat. Dragoste, printre 2 adversari, scoate pentru Tohătan. Primește în spatele arcului de cerc, dar aruncă de data asta scurt. Se pare însă că unul dintre jucătorii ploieștenilor
fost ultimul care a atins această minge și posesia rămâne pentru gruparea antrenată de Miguel Oio, antrenorul pe care îl vedem aici în plan secund, în spatele lui Luca Stohătan, omul care a preluat formația sibiană pe parcursul sezonului, după încetarea contractului cu Dan Fleșin. Pe piruetă, Tanner McGrew are mâna moale și reușește să strecoare această minge în coș. A doua reușită pentru Sibie. Magdevski, Mili, Hammond. Luat aproape de către Dragoste, Hammond trimite pentru Watson, care cu pământul încearcă să bage mingea la interior la Mili. A fost acolo o împerechere nepotrivită pe care Mirel Dragoste n-a putut să o abordeze decât cu prețul unui foul. Prima greșeală personală pentru Mirel Dragoste în actuala confruntare. Nu iese repunerea pentru Ploieștieni, tot Dragoste este cel care se interpune între Hammond și minge. Rămâne însă în continuare posesie pentru echipa vizitatoare. Magdevski pentru Chițu, aruncare de pe un picior cu panoul al lui Cristi Chițu, superbă finalizarea reușită de tânărul jucător român. Acum pătrunderea lui Dragoste, s-a grăbit acolo pentru a evita capacul lui Hammond. Mingea recuperată de Magdevski, care caută să-l depășească pe Tamulis, pardon, pe Tohătan, strânge și Paget. Watson nu poate recupera ofensiv, o face pentru Sibiu Lucas Tohătan, care este faultat aici de Matia Milin. Prima greșeală personală a lui Milin. Va fi repunere din lateral pentru Sibiu. Tamulis. Angajat Tanner McGrew, superbă pirueta și finalizarea de lângă Hammond. Încă două puncte pentru Tanner McGrew. 4 în total în startul acestei confruntări. 8-6 pentru Ploiești. Magdevski îl găsește pe Hammond, care lasă cu pământul pentru Watson. Aruncarea este mai puțin caracteristică pentru un pivot, însă Earl Watson a demonstrat pe parcursul actualului sezon că știe să controleze astfel de finalizări. Dragoste, foarte bună pasa lui Paget și finalizarea lui McGrew după o servire de 5 stele venită din partea lui James Paget. Dintr-o singură atingere, Paget a reușit să trimită cu pământul printre doi adversari și să îl găsească ulterior pe McGrew, care finalizează cu lejeritate din apropiere. Magdevski acum, prin blocajul lui Watson, a încercat să-i trimită acestuia. Faultat de Justas Tamulis, aflat la prima greșeală personală jucătorul lituanian. Justas Tamulis, cel mai bun marcator al sibienilor în actuala ediție de campionat, 16,1 puncte pe întâlnire. Este al 7-lea marcator al Ligii Naționale de Basket. Asta după ce media a mai scăzut în ultima perioadă, multă vreme a fost în top 3. Hammond aici îl bagă foarte bine sub panou pe Tohătan, vine Watson însă și pe Tipdank, reușește să curețe mizeria. Finalizare agresivă a lui Earl Watson, un jucător care, dacă nu primește blocajul defensiv din partea adversarilor, poate să facă astfel de ravagii în orice moment. Nu poate să răspundă Paget pentru că este faultat de Hammond. În meciul tur jucat la Ploiești, Petrolul a câștigat 89-81, o partidă disputată la jumătatea lunii ianuarie. A fost atunci un meci în care Dean Hammond a fost cel mai bun marcator al jocului cu 21 de puncte. Tanner McGrew de partea cealaltă pentru CSU Sibiu a terminat cu 18. James Paget la linia de libere, prima transformată de către jucătorul american, la fel și cea de-a doua, 65% procentajul lui James Paget în actuala stagiune. Magdevski, Chițu se oprește, caută să se bage pe sub Tamulis, procedeul a fost foarte bun, din păcate însă pentru el finalizarea nu a dus la cele două puncte pentru Petrolul Ploiești. Acum este Tohătan, faultat de Magdevski.
jocul întrerupt după această greșeală personală a nord-macedoneanului. Magru. Tohătan. Pasă cu pământul pentru Paget, care reușește să scape de adversar și înscrie ulterior două puncte cu lejeritate. Primul coș din acțiune pentru James Paget. Egalitatea la 12, Cristichițu, Matia Milin, fără să se uite, îl servește pe Magdevski, care o pune în sală alături cu opoziția lui Tohătan. Paget recuperează pentru a doua oară, iar acum Mirel Dragoste scoate pentru Tanner McGrew, care vrea de 3, la recuperare vine tot el și ajunge la 8 puncte. Tanner McGrew cu două recuperări în partida de astăzi, foarte activă prezența sub cele două panouri a jucătorului american. Magdevski pentru Milin. Primește Kitz. Ia batere de picior aici la James Paget. Milin și Magdevski schimbați la Petrolul Ploiești. Au intrat Jonathan Jordan și Bogdan Popa în locul acestora. Acesta este Jonathan Jordan, reprimește de la Kitsu, e liber la 3 și prima aruncare e un airball. Nu e neapărat indicat să tragi la prima minge pe care o ai pe mână imediat ce ai venit de pe bancă, dar totuși Mihai Popa îl încurajează pe jucătorul său să continue să aibă încredere și să arunce. Jonathan Jordan, un basketbalist care în actuala ediție de campionat s-a dovedit de multe ori a fi printre cei mai buni realizatori ai ploieștenilor, 11,4 puncte pe întâlnire. Încă două pentru Iusta Stamulis. Ca de obicei, foarte frumoasă atmosfera în sala Transilvania. Spuneam, pe parcursul meciului, cu siguranță, sala va fi mai mult plină. Aruncă aici Cristi Chițu, prea tare trimis această minge din spatele arcului de cer, care a coborât ulterior direct în brațele lui James Paget. Mirel Dragoste, pe pătrundere, trimite pentru Tamulis, o vrea de 3, la urmărire este Watson, care scoate acum pentru Dion Hammond. Hammond, prin blocajul lui Watson, de la semidistanță, recuperează Dragoste. Tamulis. Paget cu blocajul. Tamulis pe mâna stângă. Frumoasă și această finalizare a lui Iusta Stamulis, care îl forțează pe Mihai Popa să ceară primul timeout al confruntării la scorul de 18-12 pentru CSU Sibiu, un parțial de 10-0 pentru formația gazdă. Spuneam, o victorie a celor de la CSU Sibiu în această întâlnire ar asigura poziția a 7-a pentru formația gazdă. Un loc 7 care le-ar oferi sibienilor o întâlnire fie cu CSU Voluntari, acesta fiind cel mai probabil adversar, fie cu CSM Oradea, depinde ceea ce se întâmplă la meciul care se va juca vineri de la 17:45 în Arena Gabriela Sabo din Voluntari. În acea confruntare, dacă Voluntari nu pierde la 14 puncte sau mai mult, atunci CSU Voluntari termină pe poziția a doua. O victorie a lui CSM Oradea la 14 puncte sau mai multe înseamnă locul 2 pentru formația antrenată de Cristian Achim și implicit o întâlnire cu poziția a 7-a în Liga Națională de Basket în actualul sezon. Voluntari a câștigat la Oradea la 14 puncte în meciul tur, ceea ce face ca orădenii să aibă nevoie să se impună acum tot la 14 puncte minimum pentru a trece peste Voluntari. Ar fi egalitate la finalul sezonului regulat între cele două, dacă s-ar întâmpla acest lucru, fiind egalitate și la meciurile directe, fiind același număr de puncte între cele două formații, ar intra următorul criteriu de departajare, care este cel al coșaverajului, iar acolo cele două echipe stau în momentul acesta identic, plus 325, dar evident o victorie a Oradei ar face ca
cel coșaveraj al ilfovenilor să scadă și al bihorenilor să crească și ar pune Oradea pe poziția a doua. În același timp, Oradea are nevoie de victorie, în timp ce Iusta Stamulis marchează de 3, pentru a încheia măcar pe poziția a treia. O victorie la orice scor mai mic de 14 puncte diferență înseamnă locul 3 pentru CSM Oradea. O înfrângere înseamnă poziția a patra, pentru că atunci Oradea ar fi la egalitate cu FC Argeș Pitești, iar piteștenii au avantajul meciurilor directe din actuala ediție de campionat. Multe necunoscute așadar în ceea ce privește locurile în clasament la finalul sezonului regulat, între pozițiile 2, 3 și 4. De asemenea, aici între locurile 7 și 8. Dar în același timp, toate echipele care vor merge în postsezon sunt deja cunoscute. Tamulis acum, după reușita de 3 de mai devreme, îl angajează pe Paget, care se ridică dintre doi adversari, tot el recuperează, este blocat pentru a doua oară, a treia încercare este una la care obține faultul. Foarte bine a stat acolo Bogdan Popa, cu brațele sus inițial, putin să îl oprească pe James Paget. Americanul însă a insistat și cele din urmă au obținut încă două aruncări libere. Trei din trei astăzi pentru James Paget, a patra nu mai e cu noroc, iar Earl Watson este cel care reușește să recupereze. Jordan pentru Watson. A intrat și Octavian Popacalută, care îl prinde acolo cu brațele coborâte pe Anton Rotaru și obține greșeala personală la jucătorul sibian. Intră Rareș Uță pentru Sibiu. În general, Uță era folosit titular. Astăzi a preferat Miguel Oio să-l aducă de pe bancă și să înceapă cu James Paget sub panou. Contraatac al sibienilor după intercepție, iar Tanner McGlue este primul jucător care ajunge la 10 puncte înscrise în această întâlnire. O nouă intercepție, tot a formației de pe malul Cibinului, este Mo Pratt, cel care a scos această minge pentru CBN. Pratt aici cu spatele la coș, îl bagă sub panou pe Jordan, scoate pentru Rotaru, care pe pătrundere încearcă o finalizare dificilă. Ofensiv recuperează Pratt. Atac nou de 14 secunde pentru Sibiu cu Iusta Stamulis, care a încercat să marcheze dintre linia de 3 și centrul terenului. N-avea neapărat rostul acea aruncare, dar dacă ar fi transformat-o, ar fi aruncat sala în aer cu siguranță Iusta Stamulis. Acum Popa calută pentru Jonathan Jordan. Jordan caută să joace izolat cu Mo Pratt. Este acum ajutat de Earl Watson. Jordan pe piruetă, Uță lângă el, multă boltă. Mingea recuperată ofensiv de Watson, Jordan din nou, doi oameni care au reușit să-l înconjoare și ulterior este faultat Bogdan Popa. Pe aruncare, faultul asupra lui Bogdan Popa va beneficia de două aruncări libere după ce Anton Rotaru l-a prins direct pe cot pe jucătorul ploieștenilor. Încă 8,2 secunde rămase până la finalul acestui prim sfert. Ploieștiul începuse destul de bine această partidă, dar ulterior a început să nu mai găsească drumul spre coș. Acesta este punctul lui Bogdan Popa, care oprește un parțial de 14-0 pentru, pardon, de 16-0 pentru Sibien și vine coșul de 3 al lui Iusta Stamulis în ultima secundă. Triplă care va fi contabilizată pe tabelă pentru Iusta Stamulis. Se vede clar pe această reluare, mingea pleacă din mână înainte ca panoul să se aprindă. Și scorul după primul sfert este de 27-13. Așadar, Sibiul încheie sfertul întâi cu un parțial de 19-1 pentru a-și crea acest avantaj ce poate să fie deja hotărător
în economia acestei confruntări, mai ales că vă spuneam, Petrolul Ploiești a venit astăzi având la dispoziție un lot foarte scurt. Sunt destul de multe probleme pentru echipa pregătită de Mihai Popa, formație care vine după 5 înfrângeri consecutive. Ploieștenii erau în cărți pentru calificarea în play-off la primul lor sezon pe prima scenă a basketului românesc. Vă reamintesc, este o echipă care a promovat la încheierea sezonului anterior, însă meciul jucat acasă aproape decisiv atunci pentru calificarea în post-sezon contra lui Dinamo și pierdut cu 73-75, se pare că a destabilizat mai rău decât se aștepta oricine această formație, pentru că ulterior ploieștenii au avut tot felul de șanse. Dinamo a mai comis-o în alte partide, dar la fel a făcut și Ploieștiul, care a pierdut în primul rând două meciuri împotriva unor echipe ce nu mai au șanse la calificarea în post-sezon, Rapid București și CSM Târgu Jiu. Ulterior alte două înfrângeri pentru formația ploieșteană. Înfrângere la 23 de puncte în deplasare la Pitești și meci pierdut la 5 puncte acasă împotriva celor de la UBT Cluj. Ultima victorie a Petrolului datează din 29 martie, când au trecut de CSM Oradea. Surprinzătoare acea victorie la momentul respectiv. Rareș Cuță înscrie aici pe contraatac pentru Sibiu și scorul devine 29-13. Popa, Odiancu, lasă pentru Matia Milin. Popa calotă, aruncare dezechilibrată lui Popa calotă, se luptă acolo și reușește până la urmă să obțină Sibiul această posesie. Stupanou din nou, Rareș Cuță, alte două puncte pentru el, 4 consecutive pentru Rareș Cuță. A intrat între timp și Olaf Schaftenar pentru Sibiu, trage Bogdan Popa și înscrie 3 puncte pentru Ploieșteni. Acesta este Schaftenar, Rotaru, primește Tamulis, întâmpina de Popa calotă, Tamulis către Bogdan Popa, către Rareșuță, pardon. Rareșuță continuă să țină contoarul mergând, coș după coș pentru Rareșuță din momentul în care a intrat pe parchet. Pătrunderea lui Jonathan Jordan, care a încercat să scoată pe sub brațul adversarului, este faultat pe aruncare și vor fi două libere pentru basketbalistul american. Sezonul în care Jonathan Jordan are 77% procentaj la aruncările libere. Revine Tohătan în locul lui Tamulis. Tamulis astăzi 10 puncte cu 4 din 6 din acțiune. Are de asemenea și două pase decisive. Jordan își trece în cont primul punct în această întâlnire. Transformă aici pe amândouă. Tohătan pentru Schaftenar. Rotaru oprește dribblingul, îl găsește pe Schaftenar, care îl vede pe Rotaru liber la 3 puncte, dar acesta ezită să arunce. Tohătan trage de 3, însă nu poate scutura plasa Javion Blake și mingea se duce în afara terenului. Chițu se resimte. A fost aici o lovitură pe care a încasat-o Cristi Chițu de la Anton Rotaru, fără să vrea Rotaru, însă în momentul în care s-a ridicat, se pare că l-a lovit în bărbie pe Chițu. Odiancu revine în locul său pe parchet, are nevoie de ceva îngrijiri medicale acolo Cristi Chițu. S-a întors de asemenea și Andrei Magdevski. Magdevski, care este al doilea pasator al Ligii Naționale de Basket, cu
6 pase decisive pe întâlnire, doar conducătorul de joc al Craiovei, Troy Franklin, stă mai bine. Franklin are 6,6 pe meci. Uță, întâmpinat de Milin, obține faultul. Două aruncări libere pentru Rareșuță. Sezon excelent făcut de către Uță aici la Sibiu, unde s-a transferat înainte de începerea campionatului de la FC Argeș-Pitești. 12,7 puncte alături de 6,5 recuperări în medie pe partidă pentru Rareș-Uță, o creștere impresionantă față de ceea ce avea în sezonul precedent, 3,7 puncte și 2,3 recuperări, mai cu seamă că în sezonul anterior intra și în regula de U23. Nu mai este cazul acum pentru Rareș-Uță, care are 24 de ani. Din sezonul următor, Liga Națională de Basket nu va mai conta însă acest lucru. A fost aprobată schimbarea regulamentului. Echipele vor fi obligate să aibă în prima repriză pe teren în permanență 2 jucători români, în timp ce Odiancu trage de 3 fără precizie, iar în cea de-a doua unul, însă nu mai contează vârsta, pot fi 2 români și de 50 de ani în teorie. Ține alte 2 libere aici Rareș-Uță. Regula cu jucătorul U23 se păstrează în Cupa României, de din sezonul următor formațiile vor fi obligate să țină pe parchet în permanență 2 jucători români pe toată durata confruntării, iar unul dintre aceștia la fel pe toată durata confruntării să fie jucător român de maximum 23 de ani. Prima aruncare liberă ratată de către Uță. Doua intră, Rareș-Uță în actualul sezon 66% procentaj la linia de fond. Sibiu rămâne în pressing, a ajutat acolo Matia Milin, mingea a ajuns la Cristi Chițu, a revenit destul de repede pe parchet, se pare că n-a fost nimic grav din fericire pentru Chițu, coș cu fault al lui Magdevski, care deși era luată în primire atât de Tohătan cât și de Uță, a scos cumva acea minge dezechilibrat fiind, și a urcat-o pe inel, un pic de noroc aici pentru Magdevski, dar sunt 2 puncte plus o aruncare liberă suplimentară, prin care Andrei Magdevski poate să ajungă la 5 puncte marcate, lucru care nu se întâmplă. Milin recuperează ofensiv și Magdevski ajunge la 6, după o pasă genială a lui Matia Milin, care l-a simțit pe coborâre pe Magdevski, parcă a fost telepatie între cei doi. 35-20 pentru Sibieni, aruncă Tohătan, aruncarea este prea lungă, recuperată de către Milin. Magdevski, Jordan, Chițu, Milin, Magdevski, liber la 3 puncte, kabum! Andrei Magdevski cu 6 puncte într-un interval scurt de timp, este timeout solicitat de către Miguel Oio. Se apropie Petrolul Ploiești și nu vrea să lase Miguel Oio niciun fel de încredere să se construiască pentru formația adversă. Preferă să întrerupă aici repede jocul și să încerce să găsească soluții pentru ca ai săi elevi să continue perioada bună pe care au avut-o după acel, repet, 12-8 pentru Petrolul Ploiești. Din momentul respectiv, Sibienii au intrat într-un parțial de 19-1 și au reușit să își creeze ceea ce acum este o diferență de 10 puncte, atât au mai rămas. Asta după ce Magdevski a izbutit să înscrie acest coș de 3, care ține în continuare meciul sub suspans. Am 1300 de spectatori prezenți la ora acestei confruntări. Un sezon foarte dificil pe care l-au traversat sibienii. Au rămas totuși aproape de echipa lor, chiar dacă
debutul a fost cel mai slab din istoria clubului. Șaftenar l-a evitat acolo pe Milin. 3 puncte pentru Luca Stohătan. Jordan, Milin. Blocajul lui Magdevski, Milin îl atacă pe Civian Blake și izbutește să absoarbă contactul pentru ca ulterior să înscrie și cele 2 puncte. Aruncare liberă suplimentară pentru Matia Milin. Civian Blake la prima greșeală personală. La 28, 5 minute și jumătate până la încheierea sfertului cu numărul 2. Blake, Pratt, Tohătan încearcă din nou de afară. De data asta aruncarea este prea lungă. Recuperează Matia Milin. Chițu cu boltă pentru Watson, 2 oameni pe el. Vine Milin la urmărire și voleibolează în coș. Diferență scăzută la doar 8 puncte de către Petrolul Ploiești într-un meci în care sibienii reușiseră la un moment dat să se distanțeze la 18. Pratt alege partea opusă blocajului Uță și a fixat bine adversarul acolo cu acea oprire, însă finalizarea pe mâna stângă a fost imprecisă. Pasa printre picioare a lui Magdevski, schimbă partea Chițu, a trecut Milin de adversar, dar cu o abatere de pași la pornire și astfel slam dunk-ul său nu este valabil. Rămâne 38-30, minge din lateral pentru CSU Sibiu, o minge pierdută de către Petrolul Ploiești. Din punctul ăsta de vedere, ploieștenii n-au stat deloc rău pe parcursul meciului, este abia a doua. Tot două are și Sibiul până acum. Javian Blake îl găsește pe Tohătan. Tohătan pe pătrundere, trimite pentru Șaftenar, care calcă afară. S-a văzut direct din acest unghi cum piciorul stâng al lui Olaf Șaftenar a fost pe linie. Priviți aici, cred că și dreptul inițial a avut călcâiul pe linie. A treia minge pierdută de către CSU Sibiu. Jonathan Jordan, doar 2 puncte marcate astăzi de către el. Jordan este cel care conduce atacul pentru ploieșteni, primește Magdevski. La blocaj vine Watson, Magdevski întâmpinat de Blake, încearcă să se ducă pe tușă, step back de la semidistanță, bună și aruncarea asta lui Andrei Magdevski, care ajunge la 11 puncte. Mo Pratt. Șaftenă. Blake nu pierde timpul, dar aruncarea de 3 este imprecisă. Ofensiv recuperează Tohătan, irosește însă posesia suplimentară. Magdevski trimite pentru Jordan, care caută să-l atace pe Șaftenar. Apare Magdevski și se înțeleg perfect Jonathan Jordan și Andrei Magdevski, pentru ca diferența să fie coborâtă la doar 4 puncte. Tohătan. Uță. Blake. Pătrunderea lui Blake. Apare Jordan acolo și lasă fără posesie contraatac al ploieștenilor. Milin este blocat pe aruncare. Sunt momente foarte bune traversate de către Petrolul Ploiești. Aici a fost însă faultul comis, cred, de Rareș Uță. N-am văzut exact dacă arbitrii au dat fault sau doar out. Cred că doar out, având în vedere că pe cronometrul de atac sunt 19 secunde. Ar trebui să fie out și posesie pentru cei de la Petrolul Ploiești de sub panoul advers. Meci, repet, în care sibienii au avut 18 puncte avans, cred că a apărut ceva relaxare în momentul respectiv și au permis ulterior adversarilor să revină în meci.
38 la 34 acum, cu posesie pentru Petrolul Ploiești, care are posibilitatea să se apropie la o singură posesie, în cazul în care marchează pe următorul atac. Sunt, se pare, până la urmă două aruncări libere pentru Milin. Ar fi trebuit să se reseteze cronometrul. Se întâmplă acum. Asta m-a păcălit văzându-l rămas la 19. M-am gândit că s-a dat doar capac, însă nu. Se pare că a fost faul la Rareș Uță puțin mai devreme. Prima greșeală personală a lui Rareș Uță. Și încă o aruncare liberă pentru Matia Milin, care are 8 puncte cu 7 recuperări în această întâlnire. Meci foarte bun făcut de către jucătorul sârb. 38 la 36. Meci de un coș aici în sala Transilvania din Sibiu, cu Olaf Schaftenar, care lasă pentru Justas Tamulis. Revenit pe parchet, Tamulis, două pasă greșite, interceptată de Jordan. Contraatac al ploieștenilor și Watson cu ciocanul egalează la 38. Dați-vă din calea lui! Finalizare în forță, în stil caracteristic pentru Earl Watson, jucător care ne-a obișnuit pe parcursul actualului sezon cu astfel de slam dunk-uri devastatoare. În partea cealaltă însă vine foarte bine din spatele arcului de cerc și înscrie Mo Pratt pentru CSU Sibiu. Minge pierdut aici de către ploieșteni. Deci 1 la 38 în continuare scorul. Pratt. Tamulis. În colț este Schaftenar, trage de 3 fără precizie. Intervine însă excelent Tohătan și aduce o posesie suplimentară pentru echipa gazdă. Tamulis. Mai departe pentru Mo Pratt, care este lăsat fără posesie de Jordan. Nou contraatac al ploieștenilor și Jonathan Jordan decolează și el. Două slam dunk-uri la rând pentru Petrolul Ploiești. Mai întâi Earl Watson, apoi Jonathan Jordan. Un fault aici al aceluiași Jordan, care comite prima greșeală personală. Însă ploieștenii mai aveau două faulturi de dat. Tohătan. Minge primit aici de către Tamulis, care și-a însă refuzul de la Bogdan Popa. Rămâne totuși posesie pentru CSU Sibiu. Încă 1 minut și 4 secunde până la finalul acestei prime reprize. Sub panou, Tanner McGrew a pâlbâit puțin acea minge, se ridică până la urmă și scrie cu faul de lângă Matia Milin. A treia greșeală personală pentru Melin, Tanner McGrew cu 12 puncte. A coborât brațele acolo Milin, a intrat în zona lui McGrew. Iar acesta reușește să înscrie și cele două puncte, oferind un pic de calm aici pentru CBN. Vă reamintesc, 18 puncte, diferența maximă în favoarea formației gazdă. Puțin mai devreme ploieștenii reușiseră să egaleze la 38. Hammond. Intră sub panou, aruncă din întoarcere și o face foarte bine. Două puncte pentru Dion Hammond. A scos mingea Tanner McGrew, însă a făcut-o băgând mâna pe sub inel. Băga mâna prin coș,
lucru neregulamentar. Poți scoate mingea dacă ești deasupra inelului și reușești să o împingi de acolo. Acum Tohătan pentru aruncarea lui Șaftenar. Ațe! Tripla lui Olaf Șaftenar urcă avantajul Sibiului la 5 puncte și este timeout solicitat de către Mihai Popa. Cu 15 secunde rămase până la încheierea sfertului al doilea. Vă reamintesc toate celelalte partide din această etapă cu numărul 30, etapă care închide actualul sezon regulat în Liga Națională de Basket. Se joacă vineri. Timișoara, Miercurea, Ciuc, Rapid, Pitești, Târgu Jiu, Steaua, Dinamo, Craiova, Voluntari, Oradea și Ucluj, Constanța. Astea sunt confruntările. Cu siguranță noi vom avea aici pe Prima Sport 4, vineri de la ora 20, duelul dintre UBT Cluj și Athletic Constanța. Sunt încă ceva incertitudini în ceea ce privește partida de la Voluntari, între CSU Voluntari și CSM Oradea, care în mare măsură va fi accesibilă pe Prima Play, pe aplicația noastră. Acolo puteți urmări în mod normal partida respectivă. Voi reveni cu detalii atunci când le voi avea. Spuneam, puteți urmări oricând pentru transmisiunile viitoare conturile mele personale de pe rețelele de socializare. Mă puteți urmări pe Facebook sau Instagram la Cosmin Petrescu. Ultimele 8 secunde ale sfertului cu numărul 2, Jonathan Jordan, este împins de McGrew. Sibiul în penalizare. Asta îl va trimite pe Jonathan Jordan la linia de libere pentru două aruncări. Jordan o transformă pe prima, ajunge la 5 puncte în această întâlnire. A doua pentru el, se duce de asemenea în plasă. Mai e o șansă pentru Sibieni. Tohătan lasă pentru Dragoste, care aruncă pe sirenă, dar trimite în panou. Și prima repriză se încheie cu o diferență de o posesie, după 18 puncte avans pentru CSU Sibiu. Petrolul revine și reușește să închidă prima parte la doar 3 puncte în spatele adversarilor, 47-44 după prima jumătate. Tanner McGrew, cel mai bun marcator, 13 puncte înscrise. La 44 pentru CSU Sibiu în meciul cu Petrolul Ploiești, ultima partidă pentru cele două formații în sezonul regulat al Ligii Naționale de Basket, ultimul meci al campionatului pentru Petrolul Ploiești, care, aminteam încă din startul confruntării, nu mai are vreo șansă la calificarea în play-off, în timp ce sibienii au o singură necunoscută dacă termină pe poziția a 7-a sau a 8-a. O victorie astăzi garantându-le locul al 7-lea la finalul stagiunii regulate. A fost o primă repriză în care sibienii au reușit la un moment dat să se distanțeze la 18 puncte diferență, însă ulterior Ploieștiul a revenit spectaculos, a reușit chiar să egaleze la 38 la un moment dat, iar acum diferența este de o singură posesie. După prima jumătate, cei mai buni marcatori ai confruntării sunt Tanner McGrew, respectiv Andrei Magdevski, ambii câte 13 puncte pentru cele două formații, într-un meci în care, din spatele arcului de cerc, Sibiul are 5 din 13, în timp ce Ploieștiul a aruncat de doar 4 ori, jumătate dintre aceste aruncări atingându-și ținta. Începe repriza a doua cu Lucas Tohătan conducând atacul pentru CSU Sibiu. 5 puncte pentru Tohătan în primele 20 de minute. A angajat acum James Paget. Două pasă greșită în direcția lui McGrew, însă insistențele lui Dragoste îl fac pe Magdevski să rateze intercepția.
Totohătan este cel care anunță schema de joc, 8 secunde rămase din atacul gazdelor. Totohătan de la semidistanță, el a scris primele două puncte ale meciului, el înscrie acum și pe primele două ale reprizei secunde. Jonathan Jordan încearcă să-l prindă într-o capcană, Popa scoate pentru Magdevski. Blocajul lui Watson, Magdevski întâmpinat de Paget, sub panou pentru Popa, care a cerut mingea mult mai sus, însă a interceptat Tamulis. Dragoste scoate spre Tohătan, liber la 3, aruncarea este urmărită de Magdevski. Oportunitate irosită de către CSU Sibiu de a înscrie din spatele arcului de cerc, iar Jonathan Jordan este faultat aici de un Justas Tamulis, care comite a doua greșeală personală cu scopul de a opri o acțiune de superioritate numerică pentru echipa vizitatoare. Repune Hammond, primește Jordan. Jordan de lângă Dragoste, care reușește să îl țină acolo pe american fără ca acesta să poată arunca. Watson scapă mingea de sub control, interceptează Paget. Contraatac al Sibiului cu Lucas Tohătan, care accelerează și scrie de lângă Bogdan Popa. Ce viteză aici pentru Lucas Tohătan, care a dat în ultima viteză și a reușit să ajungă mai repede decât Popa, care căuta să-l aștepte la capar. Măgru intervine și mingea iese din Earl Watson. Nemulțumit Mihai Popa de această grabă a jucătorilor săi, care pierd repede mingea. Măgru, Paget, înapoi pentru Tamulis, tripla iese din coș după ce s-a învârtit pe tot inelul. Ghinion aici pentru Justas Tamulis. Intercepția lui Tohătan, contraatacul lui Dragoste, care îl trimite pe acoperiș pe Jonathan Jordan și apoi înscrie cu faul de lângă Magdevski. Acțiune inteligentă a lui Dragoste, care îl știe pe Jordan că e un jucător cu niște calități atletice deosebite, însă îl poți păcăli folosindu-te de un IQ basketbalistic ridicat. Îi faci fenta de obicei băieții ăștia care sar foarte mult, sar imediat și la fente pentru că vor capacele alea impresionante. Dragoste l-a trimis să verifice dacă e praf sus pe panou și tot Dragoste aici, după ce a ratat libera suplimentară, nu reușește să înscrie din spatele arcului de cer. Pătrunderea lui Magdevski, and one! Mirel Dragoste cu faultul, Magdevski ajunge la 15 puncte. Este prima reușită a Petrolului în repriza a doua. Vine de la macedoneanul Andrei Magdevski, care are acum și o liberă suplimentară. Rămâne 53-46, recuperează Paget. Tohătan pierde mingea în fața lui Magdevski. 3 contra 2 ploieștenii aici cu Watson și aruncarea lui clasică. 2 puncte pentru Watson, un total de 10 astăzi alături de 6 recuperări. Paget, Dragoste, mingea sub panou pentru James Paget, care este faultat și va trebui să-și merite cele 2 puncte de la linia de libere. A fost prea sigur pe el acolo James Paget, că va înscrie, și acea mică atingere pe braț i-a destabilizat aruncarea, făcându-l astfel să fie nevoit acum să meargă la linia de fault, unde astăzi are 4 din 5. Transformă și aici pe ambele James Paget. Devine Octavian Popa calută. Magdevski se primește de la Milin. Hammond pentru Popa calută. Ian Hammond aici, întâmpinat de James Paget, preia cu piciorul această minge.
Este posesie pierdută de către Petrolul Ploiești. Cel de-al 8-lea turnover pentru ploieșteni. Sibiul cu 6 până în momentul de față. Dragoste către Paget. Tamulis a angajat aici pe Tanner McGrew, care coboară umărul de lângă un Matia Milin, ce a încercat să scoată faultul ofensiv. Nu s-a fluierat nimic. 2 puncte pentru Tanner McGrew, care ajunge la 15. Watson, Hammond. Pătrunderea lui Hammond, mingea scoasă pe sub brațul lui Paget. Superbă finalizarea lui Dian Hammond, abia al doilea său coș în această confruntare. După ce vă spuneam, în jocul tur câștigat de către ploieșteni pe teren propriu, Dian Hammond a fost cel mai bun marcator al confruntării, cu 21 de puncte atunci. McGrew, Tohătan. McGrew de pe centru, aruncarea este scurtă. A recuperat pentru a șaptea oară Earl Watson. Mardevski, 15 puncte astăzi pentru el. O pasă care se duce prea jos pentru ca Watson să o recepționeze. Intervine însă Popa Calotă și salvează posesia pentru ploieșteni, pe care Mardevski nu o poate transforma însă într-o triplă. Tamulis, excelent, îl servește pe McGrew. Și este timeout solicitat de această dată de Mihai Popa. Justas Tamulis cu livrarea specială pentru Tanner McGrew, care ajunge la 17 puncte, oferindu-i a patra pasă decisivă lui Tamulis. Vă reamintesc, victorie pentru Sibiu înseamnă locul 7 asigurat la finalul stagiunii regulate, și o întâlnire fie cu CSO Voluntari, fie cu CSM Oradea în prima rundă a play-off-ului, care se joacă pe sistemul cel mai bun din 3 partide. CSO Voluntari e favorită la terminarea pe poziția a doua, pentru că joacă împotriva lui CSM Oradea în ultima etapă a sezonului regulat. Însă își permite să și piardă la maximum 13 puncte diferență pentru a rămâne pe locul al doilea. O înfrângere a celor de la CSU Voluntar la 13 puncte înseamnă că Voluntari încheie pe 2, Piteștiul termină atunci pe 4, iar Oradea rămâne pe poziția a treia. O victorie la 14 puncte sau mai mult pentru CSM Oradea ar schimba în partea de sus clasamentul din Liga Națională. Ar fi Oradea pe 2, Voluntari s-ar duce pe 3, iar FC Argeș Pitești ar rămâne pe 4, cum este în momentul de față, în timp ce un succes al Ilfovenilor, în timp ce aici avem o intercepție pe care Mirel Dragoste o transformă ulterior în 2 puncte din pasa lui Tohătan, un succes al Ilfovenilor ar face ca Voluntari să rămână pe 2, Piteștiul să urce pe 3, iar Oradea să cadă pe 4. Astea sunt cele trei posibilități în urma meciului care se va juca vineri de la ora 17:45 de minute în Arena Gabriela Sabo din Voluntari. Aici este o posesie ce va rămâne pentru Petrolul Ploiești, după ce Tanner McGrew se pare că a fost ultimul care a atins mingea. Nu e mulțumit americanul. Le explică arbitrilor că n-ar fi trebuit să se dea posesie pentru Ploiești. Întoarce Bogdan Popa pe teren, îl înlocuiește pe Earl Watson. 10 puncte cu 6 recuperări și o pasă decisivă astăzi pentru Earl Watson. Apare Popa sub panou, se ridică de lângă Paget, însă acesta îl faultează. Prima greșeală personală pentru James Paget și două aruncări libere de care va beneficia Bogdan Popa. puncte în medie pe meci în actualul sezon pentru Popa, 75% procentajul la linia de libere.
transformate aici. Diferența scăzută la una formată dintr-o singură cifră. Dragoste. Îl angajează pe James Pager. Mingea ajunge la Tohătan. Primește acum Tanner McGlue. Lasă pentru Tamulis. Din nou McGlue. La înălțime spre Pager. Și conexiunea iese perfect deasupra inelului. Spectacol asigurat de Tanner McGlue și James Paget. Popa calută. Scoate pentru Milin, o fentă de aruncare. Îl vede pe calută, liber în colț, o trage de trei și e Națe. A simțit-o Popa calută încă de când i-a plecat din mână, pentru că l-am văzut întorcându-se spre banca adversă. În partea cealaltă însă, Mirel Dragoste. Încă o dată se conectează perfect cu Luca Stohătan și cei doi jucători români duc la două puncte marcate de către formația sibiană. Amând aici pentru Popa calută, scapă mingea de sub control, interceptează Dragoste, șansă de contraatac pentru gazde, oprit însă de către Octavian Popa calută. Acest contraatac cu prețul unui fault. Dragoste pentru Mădu. Tamulis îl vede liber la 3 pe Tohătan, care a aruncat peste inel. Nu s-a resetat cronometrul de atac. Mai sunt 4 secunde din acțiunea ofensivă a sibierilor. Ratează și Dragoste, ratează și Paget, care a cerut faul pe urmărire. Șansa acum în tranziție pentru ploieșteni. Dian Hammond are ghinion la aruncarea de 3. Să vină Bogdan Popa la urmărire și este faultat pe încercarea de voleibolare. Prima aruncare ratată de către Bogdan Popa, care mai devreme și-a transformat ambele libere de care a beneficiat. Tohătan pentru McGlue. Scoate aici mingea Mirel Dragoste, înapoi pentru Tamulis. Aruncare din fața lui Milin, la urmărire o lasă să se scurgă în afara terenului Jonathan Jordan. Posesia este pentru ploieșteni. Jordan. Popa de 3 în plasă. 3 puncte pentru Bogdan Popa. Jucător cu procentaj de 27% în actualul sezon. Răspunde Tohătan. Nu. Paget împinge însă mingea până la Dragoste și este atac nou pentru galben albaștri. Partea schimbată de către Tohătan. Tamulis de 3. Nici aruncarea lui nu are acuratețe. Recuperează Dian Hammond. Jonathan Jordan liber în spatele arcului de cerc, irosește și el aruncarea, recuperată ofensiv de Jordan, care trimite pentru Milin, însă intervine McGlue cu piciorul și jocul este oprit. Va fi atac nou de 14 secunde pentru Petrolul Ploiești, cu repunere de sub panoul advers. Iată aici intervenția lui McGlue, care a făcut faultul tocmai pentru abaterea de picior tocmai pentru a opri această acțiune a celor de Petrolul Ploiești, care repunde sub panoul advers prin Jonathan Jordan. Primește Hammond. Hammond acum pe tușă, e faultat și vor fi două aruncări libere pentru el. Cel mai bun marcator al Petrolului Ploiești în actuala ediție de campionat, Dian Hammond, 14,3 puncte în medie pe întâlnire. La linia de libere, 84% procentajul său. Este singurul jucător de la Petrolul Ploiești care a jucat în toate partidele din actuala ediție de campionat, cu excepția lui Earl Watson. Practic el și Earl Watson, cei doi americani,
nu au absentat la nicio confruntare. Ambii au fost folosiți astăzi de către Mihai Popa, chiar titularizați, astfel că Watson și Hammond vor termina integraliști. O stagiune la capătul căreia vă spuneam, Petrolul Ploiești ratează însă calificarea în play-off. Acest meci nu mai are miză pentru ei, dar asta nu înseamnă că nu se luptă pentru a obține încă o victorie pe finalul campionatului și obține aici posesia înapoi, 1 minut și 47 de secunde până la încheierea sfertului al treilea și la 4 puncte în spatele lui CSU Sibiu, a căror suporteri s-ar putea să trăiască finalul de joc cu pulsul destul de ridicat. Popa lasă pentru Popa Calut. Popa calută cu o schimbare de ritm prin care a accelerat la timp, reușind să-l depășească pe Rareș Cuță. Primește acum Dragoste. Mai departe a fost Tohătan, cel care a trimis pentru Tamulis, bruscat pe această pătrundere. Și este și o greșeală tehnică pentru protestele care urmează. Vor fi așadar 3 aruncări libere pentru Sibien, 2 pentru faultul asupra lui Tamulis, asta în condițiile în care ploieștenii se aflau în penalizare. Greșeala personală este a lui Popa Calută și încă o aruncare liberă pentru greșeala tehnică. Mai întâi se execută cea venită din tehnic, o aruncare liberă pe care poate să o tragă oricare dintre jucătorii Sibiului. Mă aștept totuși să le arunce pe toate trei Iustas Tamulis, având în vedere că este un foarte bun aruncător de libere și oricum ar fi avut 2 de executat ulterior. Așa se întâmplă de fiecare dată când îl auzi pe un anumit basketbalist. Se găsește să o rateze în momentul respectiv. Tamulis irosește așadar libera pentru tehnic. Transformă acum cele două aruncări, 67 la 63 este scorul. Aruncare de la semidistanță, ratată de către Jonathan Jordan. Mingea recuperată de Rareșuță, 40 de secunde rămase până la finalul celui de-al treilea sfert. Javion Blake își muscularizează drumul în spațiul de 3 secunde peste Jordan și înscrie cu panoul. Coș cu fault în partea cealaltă pentru Dion Hammond, care pe piruetă reușește foarte bine să reziste contactului și să înscrie ulterior din apropiere. Pătrunderea lui Blake scapă mingea de sub control, a venit acolo foarte bine din spate Jonathan Jordan, reușind să-i dea la momentul oportun peste această minge și să-l facă să piardă posesia, care cred că trebuia dată totuși pentru Petrolul Ploiești. A părut a fi Javion Blake ultimul care a atins această minge. Rămân 1 secundă și 45 până la finalul sfertului al treilea. Un sfert 3 egal până acum, 22 de puncte înscrise de fiecare formație. Tamulis a căutat faultul, însă rămâne 69 la 66, diferență de o singură posesie după primele 30 de minute din acest meci, spuneam, important pentru Sibiu, fără miză pentru Ploiești. O confruntare în care cel mai bun realizator este cu 17 puncte, Tanner McGlue.
Al doilea marcator al Sibienilor este Iusta Stamulis, 12 puncte înscrise până în momentul de față de către Tamulis. De partea cealaltă, 15 puncte de la Andrei Magdevski și câte 10 pentru Bogdan Popa și Earl Watson. Aminteam următoarea întâlnire cu basketul din Liga Națională pe canalele Prima Sport. Este vineri, începe de la ora 20, tot aici pe Prima Sport 4. Avem duelul care va închide sezonul regulat din Liga Națională de Basket, UBT Cluj, Atletic Constanța. O confruntare fără miză de această dată pentru ambele formații. Pentru clujeni, miza ar fi doar aceea de a rămâne neînvinși pe teren propriu în sezonul regulat, în timp ce Atletic Constanța nu mai are cum să se califice în play-off. Atletic Constanța având în momentul de față exact bilanțul înregistrat și de Petrolul Ploiești, 12 victorii, 17 înfrângeri. Clujenii au asigurat prima poziție și avantajul terenului propriu pe toată durata play-off-ului. Așteaptă și vor ști în momentul în care va începe meciul cu Atletic Constanța care le va fi adversarul în prima rundă a postsezonului. Fie Dinamo, fie CSU Sibiu. Interesant e faptul că CSU Sibiu, care vă spuneam are mai multe posibilități ca adversar, depinde și de locul pe care termină. Termină pe 8, joacă împotriva lui UBT Cluj, termină pe poziția 7-a, are ca adversar fie CSU Voluntari, mai probabil decât CSM Oradea, pentru că, repet, Oradea, ca să termine pe 2, trebuie să bată la 14 puncte sau mai mult la Voluntari, în timp ce aici Tamulis înscrie cu faul. Interesant e faptul că sibienii aici, în sala Transilvania, au reușit să învingă atât UBT Cluj, cât și CSU Voluntari, primele două clasate din Liga Națională de Basket. A fost de altfel una dintre cele doar două formații care au reușit să administreze în sezonul regulat al Ligii Naționale o înfrângere campionilor de la UBT Cluj. Clujenii au mai pierdut doar pe terenul lui CSU Voluntari. Îl Watson la linia de libere, prima aruncare este transformată. Blake. Până la capăt se duce Blake, însă acolo a avut o mică poticnire. Totuși n-a mai reușit Cristi Chițu să intervină pentru a-i opri aruncarea ce a dus la două puncte. În schimb o face play cu prețul faultului aici, după ce nu-l lasă să se ridice pe Jonathan Jordan. Ambii jucători sfârșesc prin a fi prăbușiți pe parchet. Vor fi două libere pentru Jonathan Jordan. Jonathan Jordan în meciul de astăzi, unde transformă și această aruncare liberă, a trăit practic de la linia de fault, 5 din 5 are, în rest un singur coș din acțiune din 6 aruncări. Jordan cu 8 puncte, apropie din nou Ploieștiul la o posesie. Anton Rotar, Davion Blake, mai departe pentru Tamulis. Uț a venit la blocaj, dotarul de 3, aruncarea este scurtă, iar jocul oprit aici pentru un fault. Un fault împotriva lui CSU Sibiu, Olaf Schaftenar, este jucătorul sancționat cu greșeală personală. Jordan
Magdevski. Ocaj așezat de către Popa. Magdevski lasă sub panou pentru Milin și e din nou egal. 73-73 după această excelentă servire a lui Magdevski, care ajunge la a doua pasă decisivă. Mai puțin de 8 minute până la finalul acestei confruntări. Primește Tamulis, o vrea de 3, aruncarea este recuperată de către Popa. Și într-un meci în care Sibiul a avut 18 puncte avans, Ploieștiul poate prelua conducerea chiar aici. Cu Andrei Magdevski aruncând dezechilibrat, înscrie cu panoul. Magdevski cu o scamatorie duce Petrolul în avantaj, 75-73. Javion Blake, pasă interceptată de Magdevski. Magdevski cu pământul pentru Milin. Din nou Magdevski, Milin în colț, o vrea de 3. La recuperare este Popa. Magdevski și el de afară. Splash! 20 de puncte pentru Andrei Magdevski cu 9 din 11 din acțiune. Și Petrolul Ploiești conduce la 5. Repet, CSU Sibiu a avut 18 puncte avans, revenire senzațională a ploieștenilor, care în acest sfert au reușit să pună 12 puncte pe tabelă, primind numai 4. Iar Miguel Oio solicită timp de odihnă acum. Situație complicată pentru CSU Sibiu. Vă reamintesc, CBA, din cazul în care pierd, pot ajunge pe ultima poziție calificantă în play-off, pe locul al 8-lea. Asta dacă Dinamo reușește să treacă vineri pe teren propriu de SCM Universitatea Craiova, un meci în care craiovenii nu mai au pentru ce să lupte, pentru că și dacă pierd, și dacă se impun, termină tot pe poziția a 5-a la finalul sezonului regulat. În cazul unei înfrângeri, craiovenii ar putea ajunge la egalitate cu SCM-ul Timișoara. Timișoara joacă în ultima etapă cu Miercurea Ciuc, însă Craiova are avantajul întâlnirilor directe, câștigând la mai multe puncte unul dintre cele două meciuri cu Timișoara. Victoriile au fost împărțite între cele două formații, însă timișorenii au câștigat la un singur punct la Craiova, craiovenii la mai multe atunci când au jucat în arena Constantin Jude din Timișoara. Jonathan Jordan aici, prin blocajul așezat de către Bogdan Popa. Magdevski aruncă peste Tamulis, mingea șterge ruginea de pe fier și este ulterior recuperată de către Tanner Măglu. Contraatacul oprit de faultul lui Cristi Chițu. Ploieștenii mai aveau însă 3 faulturi de dat în acest sfert. Măglu, Tohătan, înapoi pentru Măglu, liber în spatele arcului de cerc este Dragoste, care nu găsește ținta. Ofensiv recuperează Măglu, iar Paget înscrie cu faul. James Paget, de lângă Bogdan Popa, pune unde trebuie această minge pe panou, are și o aruncare liberă suplimentară. 11 puncte astăzi, cu 3 din 5 din acțiune pentru James Paget. A contribuit de asemenea și cu 4 recuperări la linia de fault, a strâns 5 din 6 până în momentul de față. O transformă și pe aceasta, diferența scade la 2 puncte. Jordan, Magdevski. Meci excelent făcut până acum de către Magdevski. 20 de puncte înscrise, 2 pase decisive, 2 recuperări. Jonathan Jordan caută să-l izoleze pe Dragoste. A încercat pasa pentru Popa, care solicită faul la Tohătan. Nu se feră nimic, este minge pierdută de către Ploieșteni, cea de-a 11-a.
Paget. Ohătan. Faultat de Jordan. Acum intră în penalizare cei de la Petrolul Ploiești, a patra de echipă, începând cu următorul fault. Orice se va executa pentru CSU Sibiu. Repunerea aparține lui Lucas Tohătan, care îl găsește pe Tanner McGrew. Mai departe, Javion Blake. Neînțelegere între Blake și McGrew, care nu au fost pe aceeași pagină la această acțiune. Pasă dată direct în out, este cea de-a noua minge pierdută pentru CSU Sibiu, iar Ploieștiul rămâne în avantaj. 78-76. Jordan faultat de Tohătan. Și Sibiul era aici la ultimul faul de dat. De acum înainte, așadar, ambele formații se află în bonus. Orice faul până la finalul confruntării va fi sancționat cu două aruncări libere. Hammond, Jordan. Blocajul lui Popa, Jonathan Jordan în trafic, o pune alături, dar este acolo Bogdan Popa și încă o dată rezolvarea vine de la jucătorul român. 14 puncte pentru Popa, care are astăzi 4 din 4 din acțiune. 4 recuperări de asemenea pentru el. Mirel Dragoste reușește să răspundă tot pe pătrundere. Un coș foarte important pentru Sibiu, care rămân la o posesie. 8 puncte în total și pentru Mirel Dragoste. 4 din 8 din acțiune pentru el. Hammond către Popa. Magdevski, întâmpinat de Tohătan. Magdevski pe mâna dreaptă și creează foarte mult spațiu. Superb a fost această mișcare obraznică a lui Andrei Magdevski. 82-78 devine scorul după ce Nord Macedoneanul vrea să lase o impresie superbă la ultimul său meci din actualul sezon în Liga Națională de Basket. 22 de puncte pentru Magdevski, intercepție pentru Hammond și un slam dunk direct peste Javion Blake, care face ca inelul să vibreze și liniștea să se așterne pentru moment în sala Transilvania din Sibiu. Imediat însă suporterii lui CSU Sibiu își revin și continuă să-și încurajeze favoriții, care puteau înscrie prin Paget. O fac prin McGrew, coș cu fault al lui Tanner McGrew și Sibiul încă are puls. Paget a pus-o alături aici după o acțiune la care procedeul a fost foarte bine executat pentru a se descotorosi de Matia Milin. Finalizarea a lăsat însă de dorit. O aruncare liberă suplimentară pentru Tanner McGrew, cel mai bun marcator al gazdelor, cu 19 puncte în această întâlnire, după ce ratează libera. 84-80, mai puțin de 4 minute până la finalul confruntării. Jordan pentru Bogdan Popa, o lasă să zboare, găsește cuibul! Bogdan Popa nu poate rata! Un meci în care Popa are 5 din 5 din acțiune. A fost a treia lui reușită din spatele arcului de cerc. 17 puncte total. 87-80 pentru Petrolul. Blake, blocajul lui Paget. Pasă interceptată de către Milin. Trece de adversar. 3 contra 1 contra atacul. Însă pierde posesia acolo Magdevski, căruia i s-a trimis mingea în spate și Sibiul profită pe contraatac înscriind prin McGrew. Slam-dunk. Regula nescrisă a basketului, v-am mai spus-o de atâtea ori, ratezi într-o parte de lângă inel, imediat ești pedepsit și primești coș în partea cealaltă. Aici un fault asupra lui Matia Midin, care îl va trimite pe jucătorul Ploieștiului la linia de libere pentru două aruncări. 3 din 3 are astăzi la libere Matia Midin, faultat de către Mirel Dragoste, aflat la a 5-a greșeală personală. Mirel Dragoste eliminat din joc așadar. Matia Milin la linia de libere pentru două aruncări. S-ar putea totuși... Nu, greșesc eu. Nu este a patra greșeală, nu este decât a patra greșeală personală la Mirel Dragoste, deși pe statistica oficială apărea cu 4 înainte de acest foul, dar având în vedere că se află în continuare pe parchet, înseamnă că greșeala este pe statistica oficială. După această excursie a lui Milin la libere, scorul rămâne 87-82. Ambele ratate de către jucătorul ploieștean. Tanner McGrew pentru 3 puncte,
Paget la urmărire, prinde sub panoul advers și scrie din nou cu tot cu contact. James Paget cu o recuperare ofensivă uriașă ține Sibiul în joc, apropiind formația lui Miguel Oyo la o singură posesie. Absența blocajului defensiv asupra lui Paget îi permite americanului să culeagă această recuperare de sub panoul advers. Intră libera, a fost aproape automat astăzi James Paget la linia de fault. 9 din 10 pentru el acolo, un total de 15 puncte alături de 5 recuperări. Jordan reprimește de la Popa. Jordan pentru Hammond. Mardevski. Hammond pe pătrundere, păzea! Dion Hammond! Un ciocan agresiv prin care pune din nou Ploieștiul la două posesii distanță. Bohătan, el este cel care conduce atacul pentru CSU Sibiu. Tamulis, Măgru, reprimește Tamulis. În fața lui este Mardevski, primește Tanner Măgru, care este faultat înainte de aruncare. Coșul nu va fi valabil. Ian Hammond la a treia greșeală personală, însă două aruncări libere pentru Tanner Măgru. Din nou posibilitate pentru Sibien să taie diferența pe din două. Prima intră pentru Dana Măglu, 22 de puncte. El și cu Mardevski de la Ploieșteni sunt cei mai buni realizatori în acest meci. A doua ratată, Mardevski recuperează. Măglu cu 2 din 4 la libere. Un total de 8 libere irosite de către Sibie. În partea cealaltă, Ploieștiul a ratat 5. Jordan angajează aici pe Dion Hammond, aruncarea din întoarcere este ratată. Tanner Măgru își trece în cont cea de-a șasea recuperare. Sibienii pot egala printr-un coș de 3 sau se pot apropia la un punct dacă le va transforma James Paget pe următoarele două. Mă refer la aruncări libere. Le-a obținut după ce a fost faultat sub panoul advers. James Paget astăzi 9 din 10 la libere. Spuneam 15 puncte cu 5 recuperări astăzi pentru Paget, care o ratează pe prima. Încă una la dispoziție pentru el, ratată și cea de-a doua, Bogdan Popa cu recuperarea și tabela rămâne nemodificat, 89-80. Jonathan Jordan, 89-86, pardon. Jonathan Jordan pentru Bogdan Popa, primește acum Mardevski. Mardevski, întâmpinat de Paget, extra pasa lui Jordan pentru Hammond, care aruncă un airball, recuperează Popa, e blocat însă de McGru. Așa vine prima ratare a lui Bogdan Popa și este abatere de 24 de secunde. Sau așa am crezut, face semn totuși Alexandru Olaru, că jocul continuă, nu cred că mingea a atins inelul. Plus că s-a auzit și sirena. Nu știu dacă mingea a atins inelul în vreun moment și nu știu dacă s-a considerat de asemenea că ar fi avut Sibienii posesia. Marius Marinescu este comisarul Federației Române de Basket. A oprit jocul până la urmă Alexandru Olaru, merge la masa oficială, e acolo și Laszlo București. Aici este ratarea lui Hammond, mingea nu atinge inelul, Popa e blocat pe panou, iar aici n-a fost niciun fel de posesie la Tohătan. Tohătan doar a pleznit mingea până la Matia Mili, nu trebuia să se
reseteze cronometrul la 24 în momentul respectiv. Dacă ar fi prins-o în două mâini și ulterior îi dădea drumul Luca Stohătan, atunci da, ar fi fost posesie pentru CSU Sibiu și ulterior schimbare de posesie care ar fi adus cronometrul de atac proaspăt pentru Petrolul Ploiești. Așa trebuia să fie abatere de 24 de secunde în momentul în care a sunat sirena. Asta era decizia corectă, abatere de 24 de secunde atunci când a sunat sirena. Este o fază pe care Alexandru Olaru împreună cu Laszlo București văd, mă aștept ca decizia să fie de abatere de 24 de secunde și posesie pentru CSU Sibiu, plus punerea altor câteva secunde pe cronometrul de joc. O mai spun o dată, nu s-a atins în niciun moment inelul, doar atunci se resetează cronometrul de atac sau în momentul în care poziția se schimbă. Nu se consideră schimbare de posesie o minge pe care o pleznești, nici când a fost cazul capacului reușit de către Tanner McGrew, nici când a fost acea minge împinsă doar de către Luca Stohătan. Posesia ar trebui să fie pentru CSU Sibiu și 46 de secunde rămase până la final, pentru că dacă indică în momentul de față cronometrul 19, înseamnă că au mai trecut 5 secunde de când acesta fusese resetat. Per total ar trebui să fie 46,2 secunde până la încheierea primei partide din etapa cu numărul 30 în Liga Națională de Basket. Este o fază care, iată, durează foarte mult până a fi hotărâtă de către oficiali. Uriaș oricum capacul lui Tanner McGrew, care păstrează diferența la o singură posesie. Bogdan Popa prinsese sub panou, a fost blocat pe acea aruncare într-un meci în care nu ratase niciodată. Și într-adevăr, decizia în cele din urmă este posesie pentru CSU Sibiu, abatere de 24 de secunde împotriva Petrolului Ploiești. Asta este decizia corectă. Nu văd dacă s-au mai adăugat ceva secunde pe cronometrul de joc, așa cum ar trebui. Spuneam, încă vreo 5 secunde ar trebui să mai fie puse acolo. Cred că ăsta este și motivul pentru care încă nu se reia această confruntare. Merge și Cristian Trofim la masa oficială pentru a vedea ce s-a întâmplat. Cred că în loc să se pună în plus, s-au scăzut până la urmă secunde. Asta, bine, s-ar putea să fie și din cauza tehnologiei, nu că s-ar fi produs vreo greșeală acolo, vreo greșeală umană. Iată, acum este ajustat, într-adevăr, și timpul de joc. Merge greu așa, din zecime în zecime. E bine că domnișoara de la masa oficială are unghiile făcute, are nevoie să le folosească serios pentru a apăsa de câte ori e necesar, pentru ca timpul să fie cel corect. Jocul se rea acum, 3 puncte avans pentru Petrolul Ploiești. Sibiul în ofensivă cu șansa de a veni la un punct sau chiar de a egala dacă scrie Tamulis. Iese din coș, recuperează ofensiv McGrew. Șansă în plus pentru Sibien. Tot Tamulis, tot fără precizie. La recuperare este Paget, blocat însă de Bogdan Popa, care i-a coborât avanul. Și Tanner McGrew îl faultează pe Magdevski. Triplă șansă pentru CSU Sibiu. Două dintre aceste oportunități irosite de către Tamulis, care a ratat și de 3 și din apropiere. Ulterior, Paget a recuperat ofensiv, însă Bogdan Popa s-a comportat precum ministrul apărării și a reușit să îl blocheze
pe jucătorul american. Magdeschin scrie prima liberă și face ca diferența să crească la două posesii în momentul de față. A doua aruncare a lui Magdeschin e de asemenea transformată. Timeout solicitat de Miguel Oyo. Cinci puncte avans acum pentru Petrolul Ploiești, situație foarte complicată pentru CSU Sibiu, care vă reamintesc, în cazul în care pierde această confruntare, rămâne pe poziția a șaptea doar dacă Dinamo nu câștigă vineri împotriva Craiovei pe teren propriu. Dacă Dinamo se impune, atunci bucureștenii încheie pe poziția a șaptea, iar Sibiul termină pe 8. Locul 8 însemnând o serie ce se va juca pe sistemul cel mai bun din 3 meciuri în prima rundă a play-off-ului contra marilor rivali de la UBT Cluj. Bogdan Popa, un meci extraordinar făcut de către el. Capacul de mai devreme încununează o prestație de excepție a lui Popa, 17 puncte, alături de 6 recuperări, 2 capace pentru Bogdan Popa. Acesta de mai devreme se poate dovedi a fi decisiv. Mingea la Tohătan, obține faultul la Popa. Asta e cam cel mai rău lucru pe care puteai să-l faci. Într-un moment în care echipa ta conduce la 5 puncte, iar adversarul are nevoie disperată să marcheze repede pentru a mai rămâne în meci, să faultezi, pentru că se oprește cronometrul și pot fi puncte marcate ușor, doar că Tohătan ratează prima aruncare liberă, 83% procentajul lui Lucas Tohătan la libere, însă aici le irosește pe amândouă, măcluie la urmărire și o voleibolează în coș. Sibienii trebuie să faulteze. Jonathan Jordan este prins în capcană la centrul terenului și este faultat în cele din urmă. Prima aruncare transformată de Jordan. Își păstrează calmul jucătorii ploieșteni, la fel ca și Magdevski mai devreme. Jordan le înscrie și el pe amândouă. Se reface diferența de 5. Sibienii trebuie să caute o triplă. Pătrunde Tohătan, ratează din apropiere, recuperează Matia Milin, mingea la Jordan și Petrolul Ploiești câștigă în ultima etapă a sezonului regulat cu 93-88 în sala Transilvania din Sibiu, la capătul celui mai bun meci din actuala ediție de campionat a lui Bogdan Popa, care termină cu 17 puncte înscrise, 5 din 6 din acțiune pentru el, 6 recuperări și 2 capace, cel mai bun marcator al ploieștenilor fiind Andrei Magdevski cu 24, la fel cât a avut și Tanner McGrew, cel mai bun marcator al sibienilor. Sibiul așadar rămâne pentru moment pe poziția a 7-a, dar poate pica pe 8 dacă Dinamo trece vineri de Craiova. Eu sunt Cosmin Petrescu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, ne reîntâlnim vineri, atunci când vă spuneam de la ora 20, avem tot aici pe Prima Sport 4, duelul dintre UBT Cluj și Atletic Constanța. Până atunci, ca de fiecare dată vă spun, rămâneți cu bine, rămâneți sănătoși, rămâneți alături de canalele Prima Sport.